Judecată la a doua venire. În 2 Timotei, capitolul 4 cu versetul 1 citim: Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și a lui Hristos Iisus, care va judeca vii și morții la arătarea în împărăția sa. Scena judecății va avea loc în prezența tuturor lumilor, deoarece atunci va fi justificat guvernământul lui Dumnezeu, iar legea lui va fi evidențiată ca sfântă, dreaptă și bună. Atunci va fi hotărât orice caz și tuturor le va fi dată sentința. Păcatul nu va părea atractiv, ci va fi văzut în toată imensitatea urâțeniei sale. Nici o limbă omenească nu poate descrie scenele celei de-a doua veniri a Fiului Omului pe norii cerului. El va veni cu slava Lui, cu slava Tatălui Său și cu slava Îngerilor Sfinți. Va veni îmbrăcat în veșmântul de lumină pe care l-a purtat în zilele veșniciei. Îngerii îl vor însoți, 10.000 de ori 10.000 îl vor escorta pe cale. Și se va auzi sunetul trâmbiței, chemându-i din mormânt pe morții care dorm. Vocea Domnului Hristos va penetra mormântul și urechile morților și toți cei care sunt în morminte vor ieși. Toate popoarele vor fi adunate înaintea Lui. Cel care a murit pentru om îl va judeca în ziua de apoi, căci Tatăl i-a încredințat toată judecata Fiului și i-a dat autoritate să și execute judecata, pentru că El este Fiul Omului. Ce zi va fi aceea când cei care l-au respins pe Hristos îl vor privi pe Cel care a fost străpuns de păcatele lor? La a doua Lui venire, convingerea va fi adusă în fiecare inimă. Cei care l-au părăsit ca să se îndrepte spre lucrurile mărunte ale acestui pământ, căutând interese egoiste și onoare lumească, în ziua venirii Lui își vor recunoaște greșeala. Despre aceștia vorbește Apocalipsa ca fiind toate neamurile pământului care se vor boci din cauza Lui și cei ce l-au străpuns. Aceste cuvinte nu se aplică numai la oamenii care l-au străpuns pe Hristos când a târnat pe crucea Calvarului, ci și la cei care îl străpung astăzi prin vorbire de rău și prin fapte rele. Părinte Ceresc, așezăm viața noastră în mâna Ta. Transformă, șlefuiește caracterul nostru ca să putem fi demni de marele dar pe care Tu ne-l oferi, viața veșnică. Fii slăvit și lăudat. Amin.